o bucurie să v-am din nou alături la Dialog Cristic. În această seară vorbim despre nevoia noastră de Duhul Sfânt. Stabilim dacă avem nevoie de Duhul Sfânt și în ce domenii avem nevoie de El cu pastorul Dronca Teodor. Mă bucur că sunteți alături de noi astăzi. Aș vrea să începem stabilind clar dacă noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Răspunsul este categoric da. Mântuitorul a zis, vă este de trebuință să mă duc pentru ca să vină Duhul Sfânt. Dacă Domnul deja a stabilit că avem nevoie de Duhul Sfânt, suntem și noi de acord cu El și vedem sau stabilim o mare nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră de credință. Și în ce domenii am avea nevoie de El? Aș enumera cel puțin 4 domenii în care avem nevoie de Duhul Sfânt. În primul rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru mântuire. În al doilea rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru rodire. Apoi, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru propovăduire. Și, nu în ultimul rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru răpire. Haideți să le dezvoltăm pe fiecare în parte. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt în mântuire? Adică nu putem doar să credem, să ne botezăm și să trăim toată viața fără Duhul Sfânt. Evident, credința este mântuitoare. Nu putem schimba condițiile mântuirii. Domnul a spus, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Numai că mântuirea presupune iertarea păcatelor. Și păcatele nu ne sunt iertate dacă nu le recunoaștem. Sunt mulți oameni care nu recunosc că sunt păcătoși. Iar Duhul Sfânt a fost trimis, după spusele Mântuitorului, ca să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul. Duhul Sfânt ne ajută în mântuirea noastră, conștientizându-ne că suntem păcătoși și că avem nevoie de iertare ca să fim mântuiți. De asemenea, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru mântuire, în sensul că Duhul Sfânt ne ajută să ducem mântuirea deja dobândită prin credința în jertfa Domnului Iisus până la sfârșitul vieții. Totodată ați amintit despre rodire și avem spus de Pavel despre roada Duhului Sfânt. Nu se poate roadă fără a avea Duhul Sfânt? Fapte bune se poate și fără Duhul Sfânt, dar este un efort inutil să forțezi lucrurile în direcția de a face fapte bune prin propriile eforturi. Este mult mai simplu și mai eficient ca această roadă a Sfințirii să vină de la Duhul Sfânt. Și așa cum ai spus, Apostolul Pavel zice la Galateni, capitolul 5, versetul 22 și prima parte a versetului 23, roada Duhului este. Și apoi urmează o înșiruire de 9 elemente ale acestei roade. Aceste lucruri, care încep cu dragostea și sfârșesc cu înfrânarea poftelor, le face Duhul Sfânt. Este pur și simplu roada pe care El o produce în viața noastră, dacă îl avem în inimă pe Duhul Sfânt. De ce credeți că prima dintre roade este dragostea? De ce nu poate să fie bunătatea sau facerea de bine? Acum, eu cred că înșiruirea asta nu este neapărat în ordinea valorică, dar totul începe cu dragoste. Și Biblia spune, Dumnezeu este dragoste. Deci roada Duhului îl oglindește pe Dumnezeu în acțiune. Și atunci când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, putem să avem parte de aceste roade doar dacă îl avem pe Duhul Sfânt. Absolut. Roada este a Duhului. Terenul în care El rodește este inima noastră. Ați amintit următorul element? Aș vrea să înțelegem la ce se referă acesta. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru propovăduire. Când Mântuitorul i-a mandatat pe ucenici să meargă în toată lumea să vestească Evanghelia, El le-a spus, stați întâi să vină Duhul Sfânt. Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și abia atunci îmi veți fi martori. Duhul Sfânt ne dă putere de mărturie, ne face martori eficienți sau rodnici. Când îl mărturisim pe Domnul prin Duhul Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, roadele acestei propovăduiri, care înseamnă suflete mântuite, încep să apară. Vreau să dau un singur exemplu. În ziua cincizecimii, Petru a predicat sub ungerea Duhului Sfânt
și la predica lui s-au botezat aproape 3.000 de suflete. Vedeți ce, importantă este prezența Duhului Sfânt în mărturisirea numelui lui Iisus Hristos. Dar totodată sunt oameni care au curaj, au foarte mult curaj și au și darul de a vorbi în public, pot vorbi cu oamenii. De ce credeți că dacă nu este Duhul Sfânt, atunci lucrurile nu sunt așa cum ar trebui? Una este să știi să vorbești frumos sau chiar curajos, îndrăsneț, și alta e să vorbești sub călăuzirea, sub ungerea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt potrivește și cuvintele în gura mărturisitorului și Duhul Sfânt potrivește și inimile ascultătorilor și se face o conectare între propovăduitor și cel care primește cuvântul în așa fel încât același Duh lucrează în amândoi. Așadar, nu e de ajuns să fim speakeri motivaționali. Dacă lipsește Duhul Sfânt, atunci nu se creează acea conexiune despre care ați spus. Da. Și ultimul domeniu, ați spus Am spus că avem nevoie de Duhul Sfânt și pentru răpire. E, sigur, acesta este un punct sensibil. Unii sunt de acord cu asta, alții nu. Avem totuși un verset în Romani, capitolul 8, versetul 11, care spune: dacă Duhul celui ce a înviat pe Hristos Iisus dintre cei morți locuiește în voi și trupurile muritoare ale voastre vor fi înviate din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Eu cred că un copil al lui Dumnezeu are Duhul Sfânt nu numai pentru o perioadă, ci pentru tot timpul vieții. Și faptul că primim Duhul Sfânt e un moment când îl primim, dar după aceea el trebuie să rămână până la sfârșitul vieții noastre în noi. Și de-aia am spus, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru răpire, pentru că dacă Duhul Sfânt pleacă de la noi sau încetează să mai fie în noi, va fi o problemă și cu răpirea, cu raiul, cu împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă Duhul Sfânt rămâne în noi, avem siguranța aceasta a mântuirii. Ce frumos spus! Dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu în noi, Duhul Sfânt, credeți că suntem mai lipsiți de nădejde, suntem mai disperați, poate? Care e diferența dintre un om care are Duhul Sfânt și un om care nu-l are? E chiar mai cumplit. Romani 8:28 spune: dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos. E dur cuvântul acesta, dar e din Biblie. Așa că noi nu putem fi copii al lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției cerurilor fără a avea pe Duhul Sfânt în noi. A refuza pe Duhul Sfânt înseamnă a refuza oferta de mântuire a lui Dumnezeu. Înseamnă că e un necesar. Absolut. Un maxim necesar. Nu este opțional, așa cum unii cred, ci trebuie neapărat să le avem pe Duhul Sfânt în noi, pentru că, cum ați spus, ne diferențiază. Pentru că atunci când îl avem, cum ați spus mai devreme, ne identificăm cu Hristos. Și aș vrea să adresați încurajare a celor care se tem cu privire la a pierde Duhul Sfânt doar pentru că își dau seama că nu mai au aceeași bucurie sau nu mai au aceeași pace și se gândesc că poate Duhul lui Dumnezeu a plecat. În general, Duhul Sfânt nu părăsește așa de ușor pe cineva. E mai degrabă jocul sentimentelor noastre. Adică, într-o zi te simți foarte aproape de Dumnezeu, în altă zi te simți aproape abandonat, ori Dumnezeu nu face o astfel de chestiune. Adică, dacă ne-a trecut pe numele Lui, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, în general, rămânem copii al lui Dumnezeu, bineînțeles că trebuie să vrem și noi lucrul acesta și să ne dăm toate silințele. La fel e și cu Duhul Sfânt. Dacă am primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El rămâne în noi, doar că trebuie să trăim cârmuiți de Duhul, să umblăm în fiecare zi sub călăuzirea Duhului Sfânt și atunci nu mai avem aceste sentimente de slămiciune sau de abandonare. Deci Dumnezeu se poartă cu noi ca un tată, în adevăratul sens al cuvântului, și când greșim, când nu mai simțim că e aproape de noi sau că suntem noi aproape de El, de fapt El rămâne acolo statornic în același fel cum a fost la început. Cum ați amintit, dacă ieri m-am simțit mai aproape de Dumnezeu,
Astăzi sunt la fel de aproape, dar poate nu simt același lucru. Vă mulțumesc pentru că ne-ați luminat în acest sens, că ne-ați binecuvântat cu aceste gânduri și cred că sunt gânduri de folos. Cred că oamenii au înțeles mai bine importanța Duhului Sfânt, nevoia noastră de Duhul Sfânt în viețile noastre și nădăjduiesc ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și pe aceia care se simt deznădăjduiți câteodată când nu se simt mai aproape de Dumnezeu. Și vouă vă mulțumesc că ați rămas până la final și până data viitoare, rămâneți lângă Dumnezeu. El e statornic întotdeauna. Fiți binecuvântați!